au fost discuții între tine și FCSB acum un an, cred? Un an. Au fost discuții clare. A spus și patronul că te durește, tu ai vorbit atunci, ai povestit că ceva a fost, au fost contacte. Da, au fost niște contacte. Când erai la Clinceni și într-adevăr erați surpriza, Clinceniul cu tine era surpriza campionatului. Acum, în momentul de față, ai fost căutat de cineva sau de cineva din anturajul lui Gigi Becali? Ai fost întrebat de cineva dacă îți dorești să negociezi, să vorbești? Din anturajul dânsului, nu de dânsul, nu de altcineva, da. De conducerea, da, din club, da. Dar din anturajul dânsului am fost. Deci s-a pus o întrebare. A fost o simplă întrebare și atât. Și aici au rămas. Bun. Tu îți dorești să lucrezi la FCSB în momentul de față? Pentru că întâi vreau să detaliez de ce te întreb asta. În prima fază toată lumea spune, domnule, ai condiții, ai bani, ai tot ce trebuie. Dar lucrurile nu sunt atât de simple pentru cineva care vine din exterior. Uite, cel mai bun exemplu, Dică. E emblema clubului, a performat și ca antrenor și a fost, spune el, ca rotat de vestiar. Aici ai mai multe probleme. Odată vestiarul dificil, după aia oamenii din jurul echipei care se consideră pol de putere și nu vor să renunțe la puterea lor, după care patronul, care știm foarte bine, spune clar că se bagă peste antrenor. Tu ai putea gestiona toate lucrurile astea la o echipă? Păi, depinde de situație. Nu știu dacă ceilalți care au fost înaintea lui Dică au avut probleme de vestiar, nu știu dacă au fost ceea ce s-a întâmplat acum. Nu știm care este și adevărul până la urmă între Dică și Pinti. Depinde de situație, depinde de ceea ce ți se transmite, depinde de discuțiile pe care le ai. Adică acum e greu să spun că, clar, dacă mergi acolo, e clar că ai o strategie, e clar că ai niște principii pe care trebuie să le discuți înainte și da. Trebuie să ne punem la masă cu toții și nu vorbim aici doar de FCSB, la orice la echipă la care mergi. Trebuie să vezi politica clubului, ceea ce își dorește patronul, președintele și așa mai departe și atunci trebuie să, în cazul în care vrei să mergi, trebuie să găsești un numitor comun. Adică e simplă. Știi ce te întreb? Pentru că eu știu că tu, și asta nu știu de la tine, o știu de la jucătorii cu care tu ai lucrat și la Clinceni și la UTA, că na, mai vorbim și noi ca ziariști cu jucătorii, știu că tu ai o problemă cu chestia asta. Nu prea permiți, nu prea accept să se bage oamenii peste tine, să-ți influențeze strategia, să-ți influențeze jucătorul. Tu vrei să ești genul de antrenor care are control total asupra lotului, asupra părții sportive și ar fi o schimbare destul de bruscă de la felul tău de a fi, filozofia ta de a antrena, în care tu ai control total, la una în care trebuie să spui patronul să facă așa sau să facă așa, după care intră patronul la televizor și spune, păi nu că l-am schimbat pe ăla la pauză. Sunt în anumite situații, te poți adapta sau poți să demonstrezi prin discuțiile avute cu patronul, cu președintele sau cu cei care sunt implicați în ceea ce spui tu, tu poți să vii cu argumente și acele argumente trebuie și demonstrate. Și dacă argumentele pe care le ai și le și demonstrezi și îți și ies, eu cred că la momentul acela, cum s-a întâmplat și cu Reghe, cum s-a întâmplat și cu Oli înainte, nu? Nu cred că vor mai fi. Și lui Edi a reușit, cât a fost, dar tot a plecat. Tot au apărut Edi anumite. Și a avut 7 jocuri consecutive, da. Fără înfrângere, cu victorii, dar. Domnul Dinu, spuneți-mi altceva. Din punctul meu de vedere, vorba aia, sunteți unul dintre cei mai mari conducători din fotbalul românesc. Îl vedeți pe Ilie ca profil, în momentul de față, capabil sau nu capabil, complementar cu ce se întâmplă la FCSB acum? Nu știu, profilul lui de antrenor pentru FCSB. Și cum e el? Profilul lui de antrenor pentru FCSB este, s-ar putea plia foarte bine la celor okay. Tare FCSB-ul. Ci, deci ca stil tare, de joc, ca filozofie. Și cum joacă el. Da. El are un joc ofensiv, un joc care echipa lui joacă întotdeauna. Nu e să pune cu două linii și așa. Un joc plăcut. Joacă, da. Tot depinde ce vrea domnul Becali. Dacă domnul Becali aduce un antrenor și vrea să înțeleagă că totuși măcar să fie 50-50 să fie deciziile când se iau legat de echipă, de ce se întâmplă la echipă și să fie cu dânsul toate deciziile astea. Și bineînțeles, acum a apărut un caz la FCSB, povestea asta cu Dică, cu vestiarul, cu alte persoane de anturajul echipei, care au avut altă idee, altă părere pe joc și au tradit mai departe patronului, ceea ce nu e în regulă, repet, și am spus-o multe ori, nu e în regulă chestia asta și dacă domnul Becali crede că așa va putea conduce un club de fotbal, se înșeală. Asta nu este ca o firmă de sine stătătoare care produce ceva și acolo trebuie. Nu, la fotbal e cu totul altceva. Da. Pentru că la un moment dat
va scăpa sub control lucrurile și va fi dependent de ce spun cei care au anumite interese, nu de ce dorește el. Da. Ilie, cum tu ai avut vreo situație de genul ăsta în care, nu știu, având în vedere că tu impui o disciplină spartană, probabil că sunt și jucători nemulțumiți, dar să mă mai las ăsta în pace, mă zăpăcișe. Ai avut vreun moment ăsta care să se strângă 2-3? Să nu lucrezi tactic. Că dacă lucrezi tactic, te dau afară. Aici astăzi ați vorbit cu Dică sau ceva. Nu de Dică, dar toată lumea a spus chestia. Toată lumea a spus și nostru jucătorii că au prea mult tactic în teren, la antrenamente. Depinde. Nu, altceva vreau să te întreb. Te-ai lovit în cariera ta de o situație de genul ăsta în care 2-3 jucători să fie nemulțumiți de disciplina pe care o ceri tu și poate să încerce să vorbească cu vreun manager din club, cu vreun președinte, să spun? Da, pe la toate echipele. Da? A fost, da. Așa. Și la Clinceni. Serios? Da. Și la Clinceni, pentru că am avut, știm cu toții ce jucători am avut și la Clinceni, aduși de mine, eu mi-am dorit, toată lumea mi-a spus că sunt nebun, că îi aduc pe acești jucători, mă refer Rusescu, cu Popa, Gardoș, cu personalitate. Cu personalitate, Tănase. Și am spus că sunt jucători pe care o să vedeți că vor să facă ceea ce îmi doresc eu, ce ne dorim cu toții, și că prin ceea ce le transmit, prin ceea ce discutăm, ce voi discuta cu ei, or să înțeleagă și o să facă ceea ce vreau. Și asta s-a și întâmplat. A, deci e clar că ai reușit să-i gestionezi. I-am gestionat, am avut discuții cu ei, le-am spus ceea ce reprezintă ei pentru mine. Ei sunt cine sunt și ei trebuie să fie emblematici pentru echipă și practic faptul că ați venit la Clinceni, v-ați asumat că ați venit la Clinceni, în primul rând voi v-ați asumat acest lucru. Și toată lumea întins o mână lor. Eu le-am întins o mână, le-am dat șansa să mai joace, să revină și de aici lucrurile au fost foarte, foarte simple, dar ține și de caracterul lor, pentru că erau niște caractere și sunt niște caractere deosebite. E clar, cu Dodel am jucat 5 ani la Pitești, adică cu o parte din ei mă știam. Acolo era altă relație. Era altă relație, dar am avut și la UTA, e clar că principiile mele, disciplina pe care o impun, programul pe care îl fac, atât în viața de antrenament și de zi cu zi, nu le-a convenit cu anumite restricții pe care eu le-am impus. Da. Și e clar că, cum zicem noi, au mărâit. Dar lucrurile au rămas așa cum am vrut eu până la urmă, pentru că că au vorbit sau că n-au vorbit la conducere, mai puțin a contat, pentru că conducerea m-a sunat și mi-au transmis ceea ce nu convine jucătorilor. Am avut din nou discuții cu ei. Nu sunt genul de antrenor care să merg pe poziții de forță. Adică nu ești pricinos. Nu sunt pricinos, nu sunt ranchiunos, nu sunt dușmănos. Chiar dacă poate mai avem anumite discuții mai pe un ton mai ridicat, sunt genul care imediat trec peste. Și dacă mă cer poate cu un jucător și știu că acel jucător mâine mă ajută, îl iau, îl bag în teren, a dat gol, îl și pup, bem și o bere împreună, nu e nicio problemă. Nu sunt genul ăsta. Sunt genul care merge mult pe comunicare, pe înțelegere, adică mergem și pe factorul psihologic, știi? Uite, te întreabă cineva și o întrebare bună asta. Ilie, în cariera ta de antrenor, s-a întâmplat să te înjure vreodată un jucător cum a făcut-o Lazar cu Burcă? Nu. Și-a și recunoscut. Poate că mă înjurai. Nu, fără... Nu. Dar dacă ai pățit chestia asta, cum ai gestionat? Ar mai avea viață la echipa pe care o conduci tu un astfel de jucător sau s-ar încheia totul în momentul ăla? Păi depinde, sincer, de context. Păi te înjură în față, de față cu toată echipa. Mai... Așa l-a înjurat Lazar pe Burcă? Da. Nu, în momentul ăla. De față cu toată echipa? Da. A și zis, am greșit, nu se face, dar m-am enervat. Da. A greșit când s-a făcut fotbalist. Nu, în momentul ăla nu, e clar. Deci de față cu toată lumea, de față cu... Așa, știi cum e, dacă suntem suntem doar noi doi și știu că este un jucător decisiv, un jucător care poate să-ți câștige, nu știu, nu meci de meci, dar măcar o dată la două meciuri poate să-ți câștige meciul de unul singur. Mai ajungi și mai ajungi cu el. Dar să aibă bun simțul măcar să vină el să iasă și să-și ceară scuze, să o fac